După conferința de presă a celor de la Partidul Ecologist Român, în care Mircea Muntean a fost prezentat ca viitor candidat la primăria Deva, susținătorii și opozanții au început un adevărat război al declarațiilor pe rețelele de socializare. Citez, prea repede, mai sunt doi ani până la alegeri, am încheiat citatul. Este de părere fostul lider al liberalilor hunedoreni, Mircea Moloț. Mircea Muntean poate candida și este candidatul Partidului Ecologist Român, PER, pentru primăria municipiului Deva în 2024, scrie Răzvan Mareș, președintele PER Hunedoara, pe pagina sa de socializare, răspunsând astfel la afirmațiile potrivit cărora Mircea Muntean nu ar avea dreptul să candideze. Dacă alegerile locale din anul 2024 vor fi în luna septembrie, Mircea Muntean, fostul primar al municipiului Deva, nu va putea candida pentru un nou mandat. În hotărârea numărul 1445 per 2019 a judecătoriei Deva, prin care Mircea Montean a fost eliberat condiționat din penitenciarul Deva, este menționat că pedeapsa sa cu închisoarea expiră la data de 19 a 10 a 2022. După această dată, începe perioada de 2 ani, în care este activă pedeapsa complementară de interzicere a dreptului de a fi alez. Astfel, până în data de 19 a 10 a 2024 Mircea Muntean nu are dreptul de a fi ales în nicio funcție publică. Așadar, fostul primar va putea lupta pentru primăria DEVA numai la alegerile din 2028. Se specifică în publicația online știri din hunedoara.ro. La rândul său, președintele Per Hunedoara a considerat că se cuvine să lămurească câteva aspecte. Vă asigur că Mircea Muntean poate candida și este candidatul validat să candideze în 2024 pentru primăria municipiului Deva din partea Per. Asta nu trebuie să o dovedim, o va dovedi realitatea. Dacă credeți, spuneți voi, cei care intoxicați cu aceste fake-uri, de ce sunteți așa disperați când auziți de Mircea Muntean? Prin aceste fente ale voastre nu faceți altceva decât să încercați să mascați de bandada din administrația voastră. Să mascați faptul că ați pierdut finanțarea pentru bazinul de înot, sala polivalentă, eșecul cu registrul autoromân care se va muta la Hunedoara și promisiunile mincinoase că veți da loturi de case în voi. Toate astea de competenți ce sunteți! Da, știu, vă este frică de Mircea Muntean, altfel nu v-ar preocupa acest subiect. Le-a transmis președintele Per adversarilor politici. Fostul lider al liberalilor hunedoreni, Mircea Moloz, consideră că războiul dintre Mircea Muntean și Florin Oancea a început prea repede, cu atât mai mult cu cât cei doi sunt bine cunoscuți în comunitate și cu bunele și cu mai puțin bunele lor. Eu înțeleg că n-ar fi fost repede pentru unul care acum începe și vrea să se facă cunoscut, dar unul ca și actualul primar, ca și Mircea care a fost atâția ani de zile primar al Devei și parlamentar,